Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. În cartea Opinia Publică din 1922, autorul Walter Lippmann a consacrat termenul stereotip ca un mijloc rapid de interpretare a informațiilor, un fel de scurtătură mentală cu ajutorul căreia individul se orientează în mediul său de viață. Pentru că viața de zi cu zi este complexă și se desfășoară într-un ritm alert, nu avem timp și nici oportunități pentru o cunoaștere aprofundată a celuilalt. Prin urmare, observăm o anumită trăsătură a cuiva și interpretăm întreaga imagine a celuilalt prin prisma stereotipurilor pe care le avem în minte despre acea trăsătură. Există stereotipuri despre femeile blonde, despre bătrâni, despre evrei, despre români și despre multe altele. Există și un stereotip despre adventiști. În general, când cineva aude cuvântul adventist, asociază acest nume cu sâmbăta. Este o caracterizare scurtă, corectă, dar evident incompletă. În emisiunea de astăzi vom încerca să trecem dincolo de acest stereotip și să cunoaștem mai mult despre motivele pentru care adventiștii acordă o importanță atât de mare sâmbetei ca zi de odihnă și închinare. Ne vor ajuta invitații noștri de astăzi, și anume domnul pastor Lucian Aldea, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Și domnul pastor Dorin Albu, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! O caracterizare succintă a adventiștilor, făcută cu ani în urmă și încă auzită și astăzi sau în prezent, este exprimată prin următorul stereotip. Porcul, vinul și sabatul. Sper că vă este familiar. Ei bine, fără aceste lucruri, spun oamenii, când spui despre adventiști sau când rostești cuvântul adventist, spui fără porc, fără vin și păzește sâmbăta sau sabatul. Dar totuși, ce alte valori mai au adventiștii în afară de respectarea sabatului, de un regim alimentar ca acela pe care oamenii îl recunosc printr-un anumit stereotip? Cred că atunci când ne raportăm la valori, ar trebui să ne deschidem puțin ochii și mintea și să vedem fundamentul valorilor. Într-adevăr, adventiștii observă cele 10 porunci și încearcă să le aplice în viața lor, și între cele 10 porunci se află și porunca cu privire la ziua de închinare, porunca a patra. Însă această lege a lui Dumnezeu îl așează pe Dumnezeu ca fiind stăpânul, autoritatea care ghidează viața unui creștin adventist. Când ne gândim la valori, valorile care derivă din cuvântul lui Dumnezeu, din această Sfântă Scriptură, pe care noi o avem ca temelie a învățăturii noastre, ne conduc către cinste, către bunătate, către credincioșie, către respect, respectul față de celălalt, respectul față de proprietate, respectul față de părinți, și ceea ce cred că este foarte important este relația specială pe care o avem cu Dumnezeu și relația mântuitoare cu Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea, când mă gândesc la valori, dacă ar fi să vorbesc despre valorile pe care eu le cunosc, valori care se regăsesc în viața credincioșilor adventiști de ziua șaptea, ne-ar trebui o emisiune dedicată acestui subiect. Mulțumesc. Ce opinie aveți în legătură cu acest stereotip? Porc, vin, sabat, cam atât despre adventiști? Mai sunt și alte lucruri de pomenit? Da, oamenii se uită în general la ceea ce izbește ochiul, se uită la ceea ce diferă față de gândirea lor, mentalitatea lor și la ceea ce sunt oamenii în evidență. Însă eu cunosc adventiștii ca un popor al cărții, care au o mărturisire a credinței în Hristos, care este fidelă cărții, Sfintelor Scripturi, și care au o înțelegere armonioasă a Scripturilor. Și bineînțeles, asta ne dorim cel mai mult, o trăire, așa cum a zis și pastorul Dorin Albu. Mulțumesc! Această importanță pe care noi adventiștii o acordăm zilei a șaptea, ca zi de odihnă și de închinare, este percepută din diverse motive de către unii creștini ca un fel de obsesie a adventiștilor. Ei practic spun, voi adventiștii sunteți obsedați de ideea asta cu sabatul. De ce este atât de important sabatul pentru adventiști? Este o obsesie sau chiar este o chestiune serioasă? Da, este o chestiune serioasă și obsesivă, am putea spune. De ce? Pentru că în înțelepciunea lui, Dumnezeu a lăsat ca în fiecare săptămână, o zi din șapte, să fie zi dedicată lui Dumnezeu. Și atunci, dacă alte subiecte poate le mai putem trece cu vederea, că vin mai rar poate în experiența noastră de viață, întâlnirea regulată cu Dumnezeu, întâlnirea săptămânală,
nu poate să treacă neobservată în viața oricărui credincios. Indiferent că unii merg într-o zi sau în altă zi la biserică, atunci când citim Sfânta Scriptură, chiar de la începutul Bibliei, de pe prima pagină, de pe primele pagini, observăm că Dumnezeu creează lumea în 6 zile, iar în ziua 7 se odihnește. Și așa cum am spus și în alte ocazii, lui Dumnezeu îi plac sărbătorile. În fiecare săptămână a pus o zi de sărbătoare ca amintire a nașterii Pământului. Și spune, timpul ăsta este un timp special în care ne aducem aminte de ceva. Așa cum avem aniversările noastre, pe care le avem o dată pe an, în înțelepciunea lui Dumnezeu a lăsat pe axa timpului o sărbătoare săptămânală. De aceea nu poate să treacă neobservată. Probabil că asta în legătură cu ce a spus dumneavoastră, că lui Dumnezeu îi plac sărbătorile, probabil că noi românii am înțeles foarte bine lucrul acesta, pentru că în calendarul nostru ortodox, să zicem așa, sunt foarte multe sărbători. Nu știu dacă este popor cu mai multe sărbători decât românii în privința asta. Mă rog. Da, vedem că în orice religie, sărbătoarea este definitorie pentru religia respectivă. Când deschidem Sfânta Scriptură și găsim peste tot, de la un capăt la altul, despre ziua a șaptea, ziua de odihnă și de închinare, ca fiind sabatul, și atât de clar, nu putem să avem decât o reacție pozitivă față de această sărbătoare, față de această zi, și să o asociem imediat cu adevărata închinare la Dumnezeu. Și aici se dă lupta. Pe parcursul istoriei, oamenii s-au împotrivit atât de mult aceste zile, pentru că e foarte evidentă. Și-au schimbat titluri de la psalme. Avem un psalm al sabatului, care nu mai apare ca un psalm al sabatului în multe Biblii. Și avem o zi, a întâia, care nu are o altă denumire în Biblie, și imediat au asociat-o ca fiind ziua Domnului. Dar nicăieri în Biblie nu avem asociere dintre ziua întâi și ziua Domnului. Asta se numește Duminica. Da? Și multe alte lucruri. Și acest război care a fost pornit împotriva sabatului ne dă de gândit. Fiecare om se poziționează aici și la finalul timpului va fi o poziționare clară a oamenilor față de această zi. E important, pentru că poporul adevărat al lui Dumnezeu, descris în cartea Apocalipsei, va ține toate cele 10 porunci. Nu doar 9, nu doar 8 sau mai puține. Deci vreau să spuneți că această insistență a adventiștilor pentru sabat sau accentul foarte serios pe care îl pun pe sabat se datorează în mare măsură și faptului că a fost uitat în general în creștinism sau în lumea aceasta. Corect? Am înțeles corect? Corect. Acum mi-aș permite să spun că n-a fost uitat deloc. A spus în general. Nu bătălia care se dă împotriva zilei a 7-a săptămânii ca zi de odihnă demonstrează că el nu este uitat. Bătălia teologilor din diferite confesiuni și diferite vremuri. Dar de ce spuneți bătălie? Cine e interesat să lupte împotriva unei zile? De ce? Păi spun că este bătălie, am zice noi, nu există niciun interes. Cu toate acestea, dacă n-ar fi importantă pentru Dumnezeu, n-ar fi importantă nici pentru cel rău. Ei, ori constatăm că în istoria lumii și în istoria creștinismului în mod special, a fost această bătălie în încercarea de a denigra, de a coborî, de a lăsa cumva în domeniul uitării autoritatea cuvântului lui Dumnezeu în raport cu timpul de închinare. Problema nu este timpul, în primul rând, ci cel care a instituit timpul. Dacă dăm la o parte timpul acesta pe care Dumnezeu l-a stabilit și despre care Scriptura spune adu-ți aminte. De ce se aduce aminte? Pentru că aducerea aminte înseamnă să ne aducem aminte de ceva din trecut, așa cum spuneam mai devreme. Ziua de naștere ne aduce aminte că ne-am născut, că avem niște părinți, că ar trebui să fim recunoscători, că nu suntem veniți din întâmplare pe aici, pe lumea aceasta, ne-am apărut din senin, din neant. Și atunci, momentul în care ne aniversăm ziua noastră de naștere ar trebui să fie un moment în care să fim recunoscători față de părinții noștri. Ori, ziua de sabat este timpul în care ar trebui să fim recunoscători față de Dumnezeul Creator. În momentul în care negăm sărbătoarea Dumnezeului Creator, de fapt, ceea ce este în spatele acestei negări este negarea autorității Dumnezeului Creator asupra vieții noastre. Și de asta spun, nu cred că a fost atât de mult uitată, a fost o perioadă în care s-a luptat foarte mult împotriva conceptului de ziua a șaptea, s-a trecut cumva greutatea către un alt timp din cele 7 zile ale săptămânii și ceea ce constatăm în
perioada noastră relativă, totul se relativizează. Dintr-o dată nu mai există valori. Și timpul acesta special este cumva socotit ca fiind neimportant. Însă Biblia ne arată că este important și experiența de viață a celor care trăiesc bucuria sabatului este relevantă. Mulțumesc! Un alt reproș care li se aduce adventiștilor, nu că am vorbit doar despre ei acum, dar acum sunt în obiectivul emisiunii noastre, este acela că ei au adoptat anumite practici evreiești, așa li se și spune, practici evreiești. Cum ar fi respectarea sabatului, standardele referitoare la mâncare și băutură, da? Cum ați răspunde un asemenea reproș? Sunt aceste practici exclusiv evreiești pe care creștinii nu ar trebui să le respecte? Da, sunt două direcții în răspunsul meu și prima direcție este că sabatul și alte sărbători și Paștele pe care toți creștinii îl serbează și tot creștinismul în fond are la origine iudaismul și practicile evreiești. Bineînțeles, în principal sunt și cele biblice, dar sunt și din tradiția ebraică, lucruri care au fost preluate. Foarte dacă ne gândim, și Paștele tot din tradiția ebraică, da, vine. Și care îl sărbătorim o dată pe an. Și dacă este să ne gândim, vom găsi în credințele creștine, în diversele denominațiuni, multe practici evreiești, de exemplu postul. Și aici aș vrea să intru în a doua parte a răspunsului. În secolul al doilea s-a scris un document Didahia. Și acolo, cine a scris acest document, se mai cheamă învățătura celor 12 apostoli, bine, el, la o diferență de timp de apostoli, a scris așa, în capitolul 7, versetul 1, posturile noastre să nu fie ca cele ale fățarnicilor, adică evreilor, ei erau fățarnici în vederea creștinilor, că ei postesc lunea și joia, ca și astăzi. Voi însă să postiți miercurea și vinerea, cum fac religiile tradiționale, ortodoxe în special. Dar nu este postez... o bază anume pentru... De ce nu joia și lunea și de ce miercurea și vinerea? Antisemitismul. Acesta este răspunsul. Antisemitismul. Deci pe fondul antisemitism s-a zis să nu mai facem practici și le schimbăm un pic. Să nu mai fim ca evrei, da? Să nu mai fim ca evrei. Și de aici s-a schimbat și ziua șaptea, a fost abandonată ușor, ușor și s-a adoptat ziua întâia săptămânii. Și-au găsit un pretext în învierea Domnului Iisus Hristos, deși sunt și alte evenimente importante în viața Domnului Iisus Hristos, întruparea, nașterea, crucificarea, înălțarea, încoronarea ca rege. Ei s-a ales imediat un pretext favorabil. Mulțumesc, am văzut că în perioada medievală s-a accentuat, chiar s-a exacerbat antisemitismul și acesta cred că este într-adevăr principalul motiv pentru care s-a renunțat și la sabat și la anumite practici bune de altfel, foarte sănătoase din tradiția iudaică. Însă, haideți să ne întoarcem la ideea de sabat, pentru că revenind la Cartea Genezei, acolo unde apare pentru prima dată mențiunea aceasta, în capitolul 2, de la versetul 2 la 3, texte pe care le-am mai citit de altfel, dar le reamintim pentru prietenii noștri care ne urmăresc, scrie așa: în ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Ei bine, de ce ar trebui să luăm în serios această relatare și nu altă relatare? Pentru că, e adevărat, și noi adventiștii și evreii punem accent pe relatarea creației, așa cum apare ea în Biblie. Dar sunt popoare care au și ele alte variante ale creației, sub diferite forme, și întrebarea este, repet, de ce ar trebui să luăm această variantă a creației și nu o alta? Dacă suntem creștini, se pornește de la presupoziția că acesta este adevărul revelat. Dacă cineva nu este creștin, atunci își pune întrebarea, de unde îți dai seama că acesta este adevărul și nu altul? E complicat și simplu. Pe de o parte, se poate verifica în istoria lumii și să căutăm, se spune științific, mitul primar. Mie nu-mi place expresia aceasta de mit, ci a zice istoria primară, relatarea, pentru că deși avem în diferite popoare, e o carte foarte, foarte bună,
care a apărut acum vreo 30 de ani, Veșnicia din inimile lor. E o carte care tratează fenomenul religios pe tot globul. Nu e atât de amplă și de vastă ca istoria religiilor. Însă tratează acest fenomen și cartea ajunge la concluzia că în toată lumea a existat o revelație de bază, o revelație primară. Că în diferite popoare ea a fost transmisă într-un fel sau altul, că a fost alterată într-un fel sau altul, este o altă istorie. Însă povestea primară este aceeași. Avantajul pe care noi îl avem din Sfânta Scriptură este că documentele pe care noi le citim astăzi sunt confirmate ca fiind documentele care se citeau și acum 2000 de ani și acum 3000 de ani. Și sunt surse istorice, sunt surile de la Marea Moartă, unul dintre surile, unde avem documente cele mai recente și într-un număr destul de mare față de alte documente. De aceea, din punct de vedere arheologic, am putea spune, suntem îndreptățiți să credem adevărul Scripturii. Pe de altă parte, dacă ne raportăm de ce să credem Scriptura, nu vorbim doar despre creație, ci să credem Scriptura în general, vedem că afirmațiile pe care Biblia le face cu privire la diferite evenimente, care uneori au fost contestate de istorie, se vedea hitiții și astăzi cine se duce în Iordania nu ratează cetatea respectivă, în urmă cu câteva zeci de ani, oamenii de știință spuneau că hitiții n-au existat. Despre care scrie în Biblie. Despre care Biblia spune și atunci era o dovadă că Biblia greșește. Acum însă nu mai este niciun mister și toate aceste lucruri sunt descoperite. Toate aceste argumente ne fac să credem că revelația biblică, deși simplă, este adevărată. Am urmărit de curând câteva prezentări foarte interesante despre genetică și oameni de știință creștini demonstrează prin genetică adevărul Scripturii. Și chiar mi-a plăcut afirmația unui doctor în biologie care spunea, pot să contest textul biblic, însă nu pot să contest genele pe care le pot analiza acum și aici. De aceea eu sunt tentat, sunt îndreptățit, aș putea spune, să cred că afirmația pe care Biblia o face cu privire la creațiune este adevărată. Și dacă creația în general este adevărată, atunci ziua de închinare, ziua de sabat, face parte din creație. Ea nu poate fi ruptă de creație. Am înțeles, dar de ce spune că Dumnezeu s-a odihnit? Care este sensul acestei odihne? Adică nu ne imaginăm că Dumnezeu obosește, nu-i așa? Ce ne transmite ideea aceasta că Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea? Termenul folosit acolo este termenul șabat, care înseamnă încetarea activității, în principal. Nu ne imaginăm... S-a oprit, da? Da. Nu ne imaginăm pe Dumnezeu că e ca și un om care muncește foarte mult și la un moment dat obosește și spune hai să mai dorm o zi, să mă odihnesc, să văd de alte lucruri. Da. Dumnezeu ba chiar lucrează în această zi mai mult decât în alte zile, vom descoperi pe parcursul Sfintelor Scripturi. E contrar ideii de odihnă în sensul omenesc, însă are rostul de a înțelege că Dumnezeu și-a încetat cu această zi, a fost punctul la creația care a fost în șase zile. Și revenind la întrebarea dinainte, noi putem să alegem ce variantă dorim despre lumea aceasta cum a apărut. Însă nu vom afla prin propriile noastre puteri, prin propria noastră rațiune, prin specialiștii noștri, oamenii de știință, originile lumii. Trebuie să o acceptăm de la Dumnezeu așa cum ne este dată prin revelația sa și mai ales că Iisus Hristos a confirmat această versiune a creației. Este versiunea creștină, adică de la Hristos. Și este foarte important dovada pe care o dă, importantă dovada pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc. Putem vedea în această oprire a lui Dumnezeu un exemplu sau o invitație pentru noi oamenii să facem la fel sau este doar o aplicație așa spirituală, o spiritualizare a textului? Revoluția franceză a demonstrat că oamenii trăiesc în acest bioritm. În timpul Revoluției franceze s-a desființat săptămâna, s-a făcut decadele și s-a constatat că animalele și oamenii deja nu mai făceau față
după ce erau munciți mai mult și nu mai aveau timpul de odihnă. Adică, mai concret, s-a renunțat la 7 zile? 7 zile, s-a făcut o săptămână de 10 zile, se-i spunea decadă. Însă, după doar 3 ani și jumătate, s-a renunțat la această idee de schimbare. Era tocmai în încercarea de a face o separare a statului de zona religioasă și dacă Biblia prezenta o săptămână de 7 zile, au încercat să impună decada. Însă s-a constatat că bioritmul oamenilor nu funcționează în felul acesta. Chiar dacă unii astăzi, într-adevăr, muncesc 7 zile din 7, 24 de ore din 24, dar nu e chiar așa, pentru că munca de astăzi nu mai e ca munca de atunci și în același timp observăm nevoia noastră. Mai ales pentru societatea postmodernă, chiar vorbeam cu cineva din familie care spunea că îmi socotesc timpul după weekenduri. Mă bucur foarte mult când vine ziua de vineri, pentru că atunci termin lucrul și am un timp liber, un timp în care nu mă mai ocup de serviciul respectiv. Mai ales în contextul în care acum se lucrează de la 9 la 5, aproape toată ziua e consacrată muncii. Pentru cei care au familii, constatăm înstrăinarea familiilor și nevoia de a se întoarce. Pentru cei care au copii, duc dimineață, îi plasează la un centru de educație și iau seara. În înțelepciunea lui Dumnezeu a stabilit acest bioritm prin care periodic familia se oprește, se oprește din activitățile cotidiene, din toată alergarea, toate chestiunile curente și se ocupă de lucruri de valori. Apropo de întrebarea pe care o aveți la început, familia dezvoltă valori. Și de unde poți să dezvolți valorile? Decât atunci când le primești de la sursă. Și pentru ca o familie să dezvolte valori, are nevoie să se conecteze la sursă, la Dumnezeu. Și ziua de sabat exact asta face. Mulțumesc. Unul dintre cele mai clare texte din Noul Testament referitor la ziua sabatului este cel rostit de Mântuitorul Iisus Hristos. Este înregistrat în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, versetele 27-28. Acolo Domnul spune așa: sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Ce trebuie să înțelegem din această afirmație? Învățătura pe care o dă Domnul Iisus Hristos este răspunsul la întrebare dacă sabatul este pentru om. A fost sfințit, a fost binecuvântat și, bineînțeles, în contextul respectiv ne gândim la prima pereche de oameni, la Adam și Eva. Ne gândim că în prima zi a șaptea din istoria acestui pământ ei au avut o comuniune deosebită cu Creatorul nostru și Domnul Iisus Hristos vine pe un anumit fond, pe un anumit context și le readuce aminte oamenilor din vremea aceea, că erau evrei, că erau altceva, că sabatul a fost făcut pentru om. Dar nu omul pentru sabat, deci practic inversaseră ceva acolo? Da, este un anumit context din dorința lor strictă de a ține această zi, cât mai exact, au adăugat niște porunci omenești, niște datini, o tradiție. Reguli. Aici avem conflictul mereu între tradiție și sabat. Întotdeauna vine tradiția cu varianta ei omenească și Dumnezeu cu varianta lui. Și aici cele două se izbesc. Domnul Hristos vine și face lumină. Vedeți că omul este important în ziua aceasta, de aceea vindecăm, de aceea în ghilimele îl dezlegăm această zi, dezlegat de acele buruieni care au crescut și au făcut ca sabatul să nu mai fie ceea ce a intenționat Dumnezeu. Deci scopul este omul, nu sabatul, da? Da, și problema pe care o avem astăzi. Din nou, sabatul se bate în cap cu tradiția și recent Biserica Catolică a aniversat de când a adăugat duminica în locul sâmbetei ca zi de închinare pentru creștinătate. De ce ar fi această aniversare? Pentru că nu știu dacă face cinste respective biserici. Și totuși au făcut-o. Există știre pe Vatican extensia.com sau org. Da, există această știre. E o aniversare recent acum ceva timp, la începutul anului 2021, lucrul acesta. Da. Mulțumesc. De ce ar trebui să respecte un creștin din secolul 21, sabatul? Când, iată, sunt alte entități religioase și foarte mari, foarte importante, care fac altfel. Adică trebuie să mai respectăm această zi sau această practică antică? Atunci când ne raportăm la sabat, sunt mai multe perspective. Sunt unii care țin sabatul. Ca și cum dacă nu l-ar ține, ar cădea.
și încearcă... Precum, ei țin sabatul, adică... Da, da, precum farisei de pe vremuri să-l țină. Doar că, din experiența personală și a multor credincioși și închinători în ziua șaptea săptămânii, sabatul e cel care ne ține pe noi, nu noi îl ținem pe el. Uh-huh. Pe de altă parte, alții vor să-l sfințească. Doar că n-am cum să sfințesc eu sabatul. Sabatul mă sfințește pe mine pentru că Dumnezeu a fost cel care a sfințit sabatul. Și atunci sfințirea sau punerea deoparte, ca să explicăm ce înseamnă sfințire, înseamnă pus deoparte, dedicat. Este ceva ce Dumnezeu a făcut. Dacă ne uităm, sunt oameni care au încercat să stabilească, așa cum s-a spus, o altă zi. Însă nicio altă zi a săptămânii nu poate fi folosită ca timp de închinare la fel ca ziua de sabat, pentru că doar ziua aceasta, despre ziua aceasta, Dumnezeu spune că s-a odihnit, a binecuvântat-o și a sfințit-o. Și ea a fost făcută pentru om, așa cum spuneam mai devreme, pentru ritmul uman și a avut anumite scopuri. Dacă luăm ziua de sabat și o rupem de scopul pentru care Dumnezeu a fost făcută, ea nu poate fi înțeleasă. Devine absurdă pentru societatea secolului 21. Însă dacă ne întoarcem la scopul pe care Dumnezeu l-a avut, scopul pe care Dumnezeu l-a exprimat cu privire la ziua aceasta și maniera în care Domnul Iisus Hristos întărește scopul acesta și îl aplică, atunci vedem că ziua de sabat, timpul acesta special, este astăzi pentru omul secolului 21 mai important decât parcă oricând în istorie. Am vorbit cu persoane care încercau să respecte o altă zi, mai ales duminica, fiind într-un context ortodox. Și mărturia lor a fost că practic nu se poate respecta duminica, pentru că atunci ba te duci la piață, ba faci mâncare, ba faci anumite activități, unele activități sportive mai ales. Nu poți să o ții ca pe o zi sfântă. Chiar dacă ai transferat, să zicem, mental, ai transferat în mintea ta sfințenia de la ziua sâmbetei pe care Dumnezeu a stabilit-o la ziua duminicii sau la o altă zi, cum spun alții, la oricare altă zi. Ce zi vrei tu? Da, eu pot să și transfer mental, dar doar în mentalul meu. Corect. Eu pot să încerc să mă schimb pe mine, dar nu pot reuși să schimb ceea ce Dumnezeu a făcut altfel. Nici măcar nu pot să mă abțin de la activitățile cotidiene pe care le fac în restul zilelor, în ziua pe care eu aș stabili-o, că asta este pentru mine sfântă. Da. Este una când vine Dumnezeu și zice, adu-ți aminte de această zi, să o respecti, să te odihnești în ea și să te închini în ea. Și e alta când vine un om și spune, știți, e ziua aceasta de închinare, dacă vreți vă odihniți, dacă nu vreți nu vă odihniți, e bine să nu mergeți la câmp, dar puteți spăla acasă, puteți găti, puteți să vă uitați la un meci, puteți să vă jucați pe computere, pe cal... Sunt chestii omenești. E una când vine de la o autoritate și e una când vine de la cineva care este ca și tine. Asta e diferența între ziua întâi și ziua șaptea. Mulțumesc! În cartea Exodului, a doua carte a Bibliei, apare un episod foarte interesant intitulat Mana. Și în acest context al relatării despre căderea manei, o hrană pe care se spune că Dumnezeu le-a dat-o evreilor peregrini dinspre Egipt spre țara promisă, citind la versetul 23 cuvintele pe care le-a spus Moise poporului. Citez. Domnul a poruncit așa. Mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineață tot ce va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi dimineață, cum poruncise Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut viermi. Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua șaptea, care este sabatul, nu va fi. În ziua șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Atunci Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Care este rostul acestei relatări? Ce ne spune ea, de fapt, despre sabat? De ce, de exemplu, în sabat nu cădea mană? De ce vinerea cădea o cantitate dublă și, deși în oricare altă zi, dacă o păstrai, se strica, în ziua sabatului, cea de ieri, nu se strica? Atenție! Primul element. Episodul cu mana are loc înainte de Sinai. Corect. Deci Domnul nu se arătase pe munte, nu dăduse legile, Moise n-avea cele două table. Dar Moise știe sigur și poate și unii din popor, nu știm dacă toți, de fapt știm că nu toți, știau despre sabat. Pentru că, deși le spune că este, zice, în ziua așa se au strâns hrană îndoit, în fiecare zi mana cădea.
Oamenii puteau să adune oricât. Dar e foarte interesant că e un principiu acolo. Cine adună mai mult, nu-i prisosește. Cine adună mai puțin, nu duce lipsă. Și asta se întâmplă în fiecare zi. Și în momentul când răsare soarele și începe ziua, marea dispare. În ziua de vineri, oamenii pot să strângă cât și în celelalte zile sau pot să îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și să se pregătească pentru ziua de sabat. Nu este neapărat mană mai multă, ci oamenii pot să strângă mai multă. Adică oamenii sunt cei care iau atitudine față de ceea ce Dumnezeu le dă, pentru că Dumnezeu le-a spus mâine nu va fi. Faceți ceea ce aveți de făcut astăzi. Unii din popor nu iau în seamă porunca lui Dumnezeu și încalcă deliberat această reinformare, această cunoaștere. Trebuie să ținem cont că trecuseră sute de ani în care oamenii fuseseră în Egipt, într-o altă cultură, fuseseră robi, prea multă știință de carte, nu știm dacă aveau, și unii dintre ei poate că uitaseră, împreună cu evrei mai ieșiseră și egipteni, erau familii poate mixte, am putea să găsim explicații. Sau poate că nu au strâns suficientă vinerea, nu? Și s-au dus și a doua zi. Poate, deși puțin probabil, pentru că Biblia spune că cine strânge mai puțin, nu duce lipsă. Pe de altă parte, atunci când Dumnezeu promite ceva, și cred că trebuie să urmărim lucrul acesta nu doar aici, Dumnezeu întotdeauna se ține de cuvânt. Când a spus că nu va fi, n-a fost. Când spune că nu se va strica, nu se strică. Un element foarte important de care trebuie să ținem cont. Ziua de vineri, ziua a șasea, este așezată înaintea poporului lui Dumnezeu ca un timp de pregătire. Faptul că în ziua a șaptea ei nu au ce să mănânce, ar putea spune n-am avut ce să mănânc și a trebuit să postesc, este doar o scuză. Asta înseamnă că nu l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și nu m-am pregătit cu o zi mai înainte. Pe de altă parte, dacă ne uităm în celelalte zile, oamenii experimentaseră. Deci mana nu începe să pice vineri. Oamenii văd o experiență în fiecare zi, ceea ce încearcă să păstreze, ceea ce încearcă să acumuleze cumva, se strică. Și își dau seama că nu funcționează. E foarte important... E o aluzie foarte subtilă aici. Dumnezeu este împotriva acumulării de capital. Asta vreți să spuneți? Despre asta putem să vorbim altă dată. Dumnezeu nu este împotriva bogăției, ci împotriva manierilor necinstite. Deci Dumnezeu spune, veți avea tot ce vă trebuie, eu mă îngrijesc de voi. Ei au această experiență în care văd că dependența de Dumnezeu funcționează. Ori, faptul că nu-l cred pe Moise care le spune porunca lui Dumnezeu, deși văzuseră atâtea, trebuie să ținem cont, oamenii și-a trecuseră prin mare, văzuseră plăgile din Egipt, adică nu erau la prima întâlnire cu Dumnezeu. Am înțeles, ne-a ratat foarte bine situația de atunci și acolo, dar noi creștinii, ce trebuie să înțelegem din această relatare? Putem să înțelegem un prim lucru, este faptul că sabatul a existat înainte de darea legii la Sinai, adică înainte de legământul sinaitic sau mozaic. Sabatul este un semn al legământului înainte de a fi dat legământul celor 10 porunci. Decalogul, da. Putem să înțelegem lucrul acesta foarte ușor. Putem să acceptăm că exista o conștiință a acestor legi morale, a celor 10 porunci în poporul evreu. Nu erau neobișnuiți cu această cerință a lui Dumnezeu, vedeți că urmează sabatul, pregătiți-vă, de aceea poate că s-a scris aduți aminte. Nu poate, sigur, pentru aceasta s-a adus aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și este plin de semnificație că până să dea legea, Dumnezeu a considerat că vine sabatul. Ce facem? Îi las să fie o zi ca oricare alta, abia îi scosese din Egipt. Sau pun accentul pe această poruncă, spun exact ceea ce vreau eu de la ei ca să se obișnuiască să fie oameni liberi. Acum nu mai erau sclavi să muncească de dimineață până seara pentru faraon, ci trebuiau să învețe dependența de Dumnezeu, nu de faraon, și să înțeleagă că pot munci oricât, dar dacă nu depind de Dumnezeu și nu pun stop atunci când trebuie să pună stop, totul este fără sens, fără folos. Mulțumesc. Aș mai vrea să spun ceva. Versetul 28 marchează un element iarăși foarte important. Și Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Deci iată, Dumnezeu îl ceartă cumva pe Moise pentru poporul neascultător și le vorbește acestui popor despre poruncile și legile lui Dumnezeu
înainte să fie date cele 10 porunci, înainte să fie date regulile referitoare la tot ceea ce înseamnă sistemul levitic și toată organizarea din timpul respectiv. Asta ne arată încă o dată că Dumnezeu transmisese cunoașterea poruncilor și legilor lui într-o formă destul de clară, destul de simplă, pe care oamenii ar fi trebuit să o știe. Mulțumesc! Scrie aici în poruncă și aceste cuvinte: coaceți și aveți de copt, fierbe și aveți de fiert. Adică nici pregătirea mâncării nu este permisă în sabat. De ce? Ce ar trebui să facem practic în sabat atunci? Când vin niște musafiri la tine, când te apuci de curățenie, când te apuci de mâncare, atunci când sunt pe capul tău sau cu o zi înainte, cu două zile înainte. Da? Întrebare retorică. Bineînțeles. Când vine sabatul și l-ai musafir pe Dumnezeu, când îi aloci timp lui Dumnezeu, că trebuie să îi aloci un timp, dacă te ocupi cu cele de ale casei, care oricum sunt și în ziua de sabat, trebuie să faci anumite lucruri fără de care nu poți trăi, da? Când mai ai timp de Dumnezeu? De aceea trebuie să ai o prevedere, pentru asta e ziua pregătirii, ziua șasea, să vezi ceea ce ai de făcut și zic, îmi pregătesc dinainte hainele care trebuie să le port, îmi pregătesc dinainte mâncarea, ordinea să fie curat, să primesc pe Dumnezeu, fiindcă e o zi de sărbătoare. Și când e ziua de sărbătoare, trebuie să fie totul pregătit, iar omul să-și întâlnească Creatorul. Bine, nu mai vorbim acum despre evrei, că evreii știu ce nu trebuie făcut în sabat și au o sumedenie de reguli în care dacă intrăm nu mai ieșim. E un hățiș adevărat. Dar, pentru că ne referim sau ne-am referit la începutul emisiunii la adventiști, și adventiștii știu ce nu trebuie să facă în sabat, da? Dar care sunt acele activități în care te poți implica în timpul zilei de odihnă? Că nu poți să stai în pat, să te uiți la pereți sau să te duci doar la biserică și să cânți și să te rogi tot timpul, 24 de ore din 24. Dacă ținem cont de ceea ce spune Domnul Hristos, că sabatul a fost făcut pentru om, atunci trebuie să descoperim o altă dimensiune a sabatului. Eu aș numi ziua de sabat întâlnire cu Dumnezeu și familia. Bun, asta faci la biserică, da? Și în rest? Nu, păi dacă nu mă lăsați. Vă rog, iertați-mă. Deci cu Dumnezeu sunt tot timpul, într-adevăr. Este Dumnezeul meu și eu sunt al Lui și am o relație specială. Vedeți, și în familie suntem căsătoriți și avem copii, dar uneori este nevoie de un timp special pe care îl punem deoparte. Într-adevăr, poate că uneori în viața multor credincioși, inclusiv adventiști de ziua șaptea, statul la biserică, însumat cumva, uneori poate să ajungă la 10-12 ore, nu mai poate fi la fel de frumos. Ziua de sabat nu poate fi la fel de frumoasă când petrecem tot timpul zilei de sabat, timpul în care suntem treji la biserică. Ori în înțelepciunea lui Dumnezeu ne dă învățătură despre cum ar trebui petrecut sabatul. Pe lângă faptul că ne odihnim trupește, ne mai având activități fizice, ne bucurăm de părtășie cu familia noastră mică, ne bucurăm de părtășie cu familia credincioșilor lui Dumnezeu, ne bucurăm de înțelegerea cuvântului, de studiu cuvântului, ne bucurăm de închinare, închinare prin rugăciune, închinare prin muzică, ne putem bucura de închinare în mijlocul naturii, într-o manieră frumoasă pentru slava lui Dumnezeu, nu urcând să încercăm să cucerim cele mai înalte vârfuri, ci într-un timp în care să ne putem bucura părinți și copii, soți și soții, să avem acel timp de tihnă în care să transmitem valorile, așa cum spuneam ceva mai devreme. Este momentul în care ne conectăm cu Dumnezeu, de la care primim valori și pe care le dezvoltăm în microclimatul nostru. Putem să facem o vizită, putem să stăm de vorbă, să ascultăm pe cineva, putem să fim ascultați de cineva. Putem să facem o vizită la un spital, putem să vizităm poate pe cineva care este în vârstă și n-am avut timp în celelalte zile pentru că sunt tot timpul la servici. Dar pot să aloc o jumătate de oră sau o oră, ca, nu ca un program al fiecarei săptămâni, dar într-un sabat vizitez pe cineva poate la spital, altădată un bătrân, altădată primez musafiri, primesc pe cineva și stăm la masă, mă duc la cineva și stăm împreună la masă și avem părtășie. Sabatul poate fi foarte frumos, depinde doar de noi dacă vrem să fie frumos sau nu. Mulțumesc, vă rog. Așa este, modelul nostru este, cum s-a zis, Domnul Iisus Hristos ne-a arătat așa cum trebuie ținut sabatul și la Ridică-te și umblă, la această asociație voluntarii din București, voluntarii adventiști, în ziua de sabat merg dimineața la închinare și după închinare duc mâncare la persoanele cu dizabilități.
în această zi. Pentru că Domnul Iisus Hristos așa ne-a arătat că trebuie ținută această zi. Nu stând trândăvind, nu închinându-ne toată ziua de dimineață până seara la servicii formale de închinare, ci și mergând în teritoriu, mergând la cei care sunt în situația de a avea nevoie de anumite lucruri necesare vieții. Cum sunt și vizitele la spital și simplele vizite la persoanele singure, ducându-le mâncare, haine și alte medicamente și alte nevoi. Bineînțeles, unele le putem lăsa și pe cursul săptămânii, dar cu atât e mai frumos sabatul când ai așa o acțiune spre slava lui Dumnezeu de a te gândi la cei care sunt singuri și în nevoi. Mulțumesc! În Cartea Exodului, la capitolul 31, există o referință foarte clară în două dintre versetele acestui capitol, versetele 13 și 17, despre sabat ca semn între Dumnezeu și popor. O temă reluată de altfel și de profetul Ezechiel, în capitolul 20, voi cita din această carte și capitolul respectiv, 20 cu 12, citez, le-am dat, adică lor, poporul Israel, da, evreilor, le-am dat și sabatele mele să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Iar în versetul 20 spune, sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Care este sensul cuvântului sau termenului semn în cazul acesta? Spre ce indică? Pentru că atunci când citesc, în mintea mea se formează imaginea unui indicator ca semn, da? Sau a unui simbol. Biblia este o carte unitară și imaginile pe care le întâlnim în Biblie le putem regăsi în toată Scriptura, în diferite contexte, în așa fel încât să avem o imagine de ansamblu corectă. Observăm că în tot Vechiul și Noul Testament există constant această idee a marcării, a diferențierii unora de ceilalți, a celor care sunt credincioși de cei care sunt necredincioși, a preoților de restul oamenilor, a celor care sunt într-o anumită poziție față de alta, a celor care sunt bolnavi față de cei care sunt sănătoși. Sunt diferite semne, indicatoare sau marcaje pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură. Însă, despre semnul acesta, observăm că Dumnezeu se raportează diferit și spune, aceștia sunt ai mei, dar în ce context? În contextul sfințirii. Pentru că legământul pe care Dumnezeu se bazează în contextul sfințirii are de a face cu ceva ce Dumnezeu a făcut sau a început să facă și va continua să facă. Pentru că dacă ne uităm în Exodul la capitolul 31, unde versetul pe care l-aș citit se zice să nu ține sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Din nou apare ideea pe care o spuneam și mai înainte. Dumnezeu este cel care sfințește, care pune deoparte. Dumnezeu pune deoparte o zi, Dumnezeu pune deoparte un popor, Dumnezeu pune deoparte un loc. Și toate aceste lucruri le marchează. Acesta este un teren sacru, un teren sfânt. Și spune, sabatul este marcajul pe care eu îl pun ca să se vadă cei care sunt sfinți. Dacă vă aduceți aminte, cei care au citit în Biblie, când preotul, marele preot, avea pe cap o placă pe care spunea sfinții Domnului, adică ceva dedicat Domnului. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament găsim ideea aceasta. Iar în Cartea Apocalipsei, vorbind despre, din nou ni se prezintă o imagine în care cei lui Dumnezeu sunt marcați, sunt însemnați cu un semn. Vedem aceeași idee pe care Dumnezeu are, un semn al sfințirii. De aceea, eu cred ca și mulți alții milioane, miliarde de oameni de-a lungul timpului care au citit Biblia, că atunci când citim despre semnul sabatului, el nu se poate aplica doar la poporul Israel, așa cum încearcă unii să forțeze. De ce? Pentru că vorbim de poporul lui Dumnezeu și nu doar de poporul Israel. Pentru că astăzi vorbim de un popor al lui Dumnezeu care este din toate neamurile, am putea spune Israelul modern, care este același continuator al legământului cu Dumnezeu. Mulțumesc. Sunt voci care spun că respectarea sabatului ar fi o dovadă de legalism, de încercare de a obține mântuirea. Ce ați răspunde unei asemenea acuzații, să zicem?
Da, prima întrebare ar fi dacă respectăm cele 10 porunci, la întâmplare, porunca 6, 7, e semn de legalism. Și dacă le încălcăm, este semn deci de nelegalism. A fi cinstit sau a respecta pe cineva ar fi legalism. Da. Da. Sau să nu minți. Da. Da. Este o înțelegere deficitară a termenului legalism și tot pe fondul acest antisemitic. Este foarte clar pentru mine că legalismul este atunci când faci ceva ca să te lauzi, ca să te prezinți în fața lui Dumnezeu cu acele fapte și să spui, Doamne, sunt bun, Doamne, sunt sfânt, uitând că sfințirea o dă Dumnezeu și tu nu ești conștient când ești sfânt, da? Uitând că odată mântuit trebuie să asculți de Dumnezeu și să ții cele 10 porunci, dar nu poți să le ții prin propriile puteri, prin egoismul naturii umane, ci ai nevoie de harul lui Dumnezeu și în nou legământ, Domnul Iisus Hristos ne-a dat har suplimentar ca să putem să respectăm în credință și în dragoste aceste 10 porunci. Bineînțeles că în general lumea creștină e de acord cu 9 porunci sau cu 8, dar nu e de acord cu una din ele sau cu două din ele. Acesta este un lucru foarte curios. Într-adevăr, aici cum este... pot accepta 9 și pe a 10-a nu? Da, aici se vede foarte clar că este o inconsecvență a lumii creștine. Adică ei sunt de acord cu restul, dar nu sunt de acord cu una, au ceva. Și pentru asta suntem noi adventiștii de ziua 7-a. Rămâne ca să scoatem în evidență adevărul lui Dumnezeu. Aici. Rămâne o temă de gândire pentru prietenii care ne urmăresc acum și vă mulțumesc pentru că ați menționat. Nu aș vrea să încheiem această emisiune fără să rostim sau să menționăm aici în emisiune și porunca expresă din Decalog, porunca a patra, care spune, începe cu cuvintele adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Da? Cine și de ce să-și aducă aminte? Și cât timp? Până când? Aș continua de la întrebarea cealaltă, și anume, sabatul are două zone, una a sfințirii și una a cunoașterii. De foarte multe ori avem o serioasă problemă cu aducerea aminte pentru că ne lipsește cunoașterea. Atunci când ne aducem aminte, ne aducem aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut, devenim conștienți de ceea ce Dumnezeu este și atunci ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne oferă. Când în porunca a patra Dumnezeu spune adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, sunt foarte mulți care privesc această poruncă ca o interdicție, dar ea începe cu o cerință. Sfințește-o, pune deoparte, lucrează, ocupă-te toată săptămâna de lucrurile pe care trebuie să le faci. Fii proactiv, dar pune deoparte un timp, timpul pe care și Dumnezeu l-a pus deoparte pentru o întâlnire specială cu El. Când ne gândim la o întâlnire între doi oameni și imaginați-vă, noi am avut o întâlnire să venim la această emisiune. Dacă oricare dintre noi ar fi spus, da, ce important dacă venim astăzi sau venim mâine sau poimine. Oricare dintre noi am fi venit la un alt moment decât timpul stabilit, am fi venit degeaba. Pentru că n-am fi putut să ne întâlnim și n-am fi putut să avem această emisiune. Iată că Dumnezeu este acolo și spune, vreau să mă întâlnesc cu voi. Ne trimite programarea, ne spune când, ne spune unde, ne spune în ce context, ne spune cum să ne pregătim pentru momentul acesta și ne așteaptă la întâlnire. Mulțumesc, aș mai avea multe alte întrebări pe care aș vrea să vi le pun și sunt convins că și prietenii care ne urmăresc au întrebările lor. Însă vă pun o ultimă întrebare și vă rog să răspundeți concis la ea. Ce înseamnă sabatul, ziua de odihnă, pentru dumneavoastră, personal? Sabatul este ceva special, deosebit, care nu se poate compara cu nimic din celelalte zile. Chiar și în familie, în sabat facem lucruri diferite, chiar și copiii care sunt mici se joacă în sabat diferit și cu alte jucării decât alte lucruri. Și căutăm, cu alte jucării? Da, căutăm anumite activități care să le facă să simtă că e o zi diferită, să aibă pe Dumnezeu mai prezent în activitățile lor, de exemplu, într-o zi de sabat, având Lego pentru copii, am construit noul Ierusalim împreună cu el, cu multe cărămizi. Și apoi ei s-au jucat, așa cum au citit povestirea biblică despre noul Ierusalim și asedierea lui și toate celelalte lucruri pe care le-am zis. Este un timp deosebit această zi. Pe de-o parte, punem stop la toate gândurile noastre din cursul săptămânii și pentru familia noastră le predăm copiilor
mai departe înțelegerea biblică cu privire la această zi și mai ales cu privire la musafirul acestei zile, pentru că nu poți vorbi de sabat fără Domnul ei. Cum zice Domnul Iisus Hristos, este Domnul sabatului. Mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule pastor. E greu, din punct de vedere personal, să separ activitatea profesională, pastorală, de viața personală, însă pot să spun în câteva cuvinte simplu. Sabatul este ziua în care mă întâlnesc cu Dumnezeul meu, cu Mântuitorul meu și familia Lui. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiune. Când veți avea timp și veți putea răspunde la invitația noastră, vă aștept cu drag la o nouă emisiune. Cu drag. Dragi prieteni, de-a lungul timpului, respectarea zilei de odihnă a adus mari beneficii tuturor celor ce au practicat-o. Printre acestea, o conștiință curată și o sănătate mai bună. Chiar dacă uneori a dat naștere unor atitudini discriminatorii față de ei, adventiștii au considerat și consideră că respectarea sabatului este un semn de respect față de Dumnezeu Creatorul, care a instituit acest semn de aducere a minte și că merită orice sacrificiu. Unii au pierdut examene importante, alții au pierdut slujbe sau nu au putut avea acces la anumite locuri de muncă. Au fost și cazuri în care unii adventiști au pierdut chiar relații apropiate cu cei care nu au înțeles că pentru ei respectul față de Dumnezeu este mai presus decât orice altceva. Sperăm că asemenea oameni cu principii solide vor continua să existe mereu. Vă dăm întâlnire aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței și pe internet în fiecare duminică de la ora 19 și în reluare sâmbătă de la ora 10. Iar dacă doriți să ne adresați o întrebare, să intrați în contact cu un pastor sau cu o biserică adventistă, ori să aflați informații despre programele noastre, puteți apela numărul de telefon 0741 059 059, număr cu tarif normal, de luni până vineri între orele 8 și 22. Până data viitoare, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!